notificarea ședinței de astăzi și a celei de ieri nu a fost făcută de către secretariat, prin urmare e ilegală. Am rugăminte la dumneavoastră, eu n-am venit aici să fac polemică cu cei de la PDL. Ședința de astăzi a fost convocată conform legii în termen de 3 zile. Astăzi este prima zi din cele 3 zile, ea a fost convocată ieri, imediat după depunerea jurământului, domnul secretar mi-a dat convocatorul și l-a însemnat. El a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean din ceea ce mi-a spus domnul secretar. Dânsul, pentru a-i lăsa timp să se pregătească pentru ziua de astăzi, a dat-o doar un comunicat de presă. Și secretarul județului are dreptul, conform legii, să dea un comunicat de presă prin care înștiințează populația județului Bistrița-Năsăud că astăzi la 10 are loc constituirea Consiliului Județean. Convocarea s-a făcut conform legii, a fost alegerea colegilor mei din PDL să reacționeze la modul ăsta, respect decizia lor, am reconvocat tot conform legii, duminică la ora 17, ședința de constituire a Consiliului Județean. A doua ședință, tot conform legii, a treia va avea loc marți, tot la două zile. Dacă nu vor fi prezenți nici marți, cele 13 locuri de consilieri județeni ai PDL vor deveni vacante și vom pune legea în aplicare. V-ați așteptat la acest gest? Am obligat să fiu sincer, da. M-am așteptat după gestul de ieri. Înainte de ședința de investire de ieri, nu m-am așteptat la acest gest, dar după gestul de ieri era clar. Ce trebuia să nu comentez comunicate de presă ale partidelor.